Inconștiența la volan duce la incidente grave. Un exemplu în acest sens este dat de un șofer în vârstă de 21 de ani care, fără să păstreze distanța regulamentară față de autoturismul din față, a ieșit de pe carosabil și s-a oprit în câmp. Din fericire, tânărul nu a suferit răni grave. Accidentul rutier s-a produs ieri pe raza localității Câlnic. La volan se afla un tânăr din comuna vecină Ciperceni. Șoferul circula cu viteză și pentru că s-a apropiat prea mult de autoturismul din față, a virat brusc spre dreapta și a ieșit de pe șosea. Martorii spun că tânărul a avut noroc că s-a ales doar cu răni ușoare și mașina avariată. Era la intrarea în localitate, putea să fie mai atent și putea să evite. Credeți că a avut noroc astăzi? Șansa, da. În rest, n-am ce să vă zic decât că copiii ăștia circulă prea tare în ziua de astăzi. Am încercat să evit un accident, m-a luat volan dreapta, i-a tăiat cineva calea și a intrat pe șanta acela și s-a răsunat plafon. Autoturismul a fost scos de pe câmp cu ajutorul unui tractor. Imediat la fața locului au ajuns și polițiștii de la rutieră. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și a fost sancționat contravenționat. Traficul rutier în zona respectivă s-a desfășurat normal. Poliția